Când spunem cuptor cu microunde, ne gândim la echipamentul electrocasnic care nu lipsește din bucătăriile noastre. Acest dispozitiv este ideal pentru dezghețarea și încălzirea alimentelor. Desigur, pentru pregătirea mâncării este mult mai indicat cuptorul electric sau rola. Dumneavoastră cum numiți aparatul electrocasnic în care gătiți bucatele? Cuptor sau rolă? Să vedem ce ne spune Dexul de pe stradă. Cuptor. Bunica face plăcinte în cuptor? Cuptor. Rolă. Rolă. Și cuptor și rolă, că este cuptorul care e făcut la țară, cu cărămidă, cu și rola de oraș. Pune-te rog găina în rolă. Dacă e cuptor care faci cu lemn de scurt plăcintele, e una. Dar dacă ai ăsta care e pe masă la bucătărie, asta e rolă. Orice gospodin în casă are un cuptor. Cuptorul e cuptor la țară, el a făcut mare din cărămidă sau de și, dar rola se vinde în magazine. Rola e rolă și cuptor la țară care se folosește. În mod normal cuptor. Bunica pune pânica în cuptor. Cuptor a vrut să coacă în cuptor o pizza. În dicționarul explicativ al limbii române găsim cuvântul cuptor cu următoarele definiții. Construcție de cărămidă, de piatră, de metal sau de lut pentru copt pâinea și alte produse de panificație. Construcție specială de încălzire constituită dintr-o cameră cu pereți metalici căptușiți cu material refractar în vederea supunerii unui obiect la tratamente termice, detopire sau alte operații tehnologice. Să vedem ce semnificație are și substantivul rolă, rotiță sau cilindru care se învârte în jurul unui pentru a face să alunece mai repede un lanț, o curea de transmisie, unealtă formată dintr-un cilindru de lemn sau de aleaje neferoase care servește la unele lucrări de finisare în construcții, corp în formă de cilindru ce poate fi rostogolit în jurul axei sale de simetrie, folosit ca organ de rulare sau ca unealtă de prelucrare prin apăsare. Deci, acești doi termeni nu se află în relație de sinonimie, au sensuri total diferite. Pentru o exprimare corectă, le vom utiliza în contextul potrivit. Această rolă pentru masaj facial elimină cearcănele și ajută la prevenirea apariției ridurilor. Rola pentru scame îndepărtează ușor și rapid praful de pe ornamente și mobilă. Tava cu cartofi va fi dată în cuptorul electric preîncălzit la 180 de grade Celsius. Cuptorul bunicii coace cele mai gustoase plăcinte. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.